Recitiți-le, vă rog. Care din aceste caracteristici lipsesc la un copil de 2 ani? Depinde de copil. Depinde, într-adevăr. Acum, depinde de copil și depinde de ce s-a întâmplat înainte. Formula umană normală, cam asta este. Dar la 12 ani, câți mai sunt așa? Dar la 20 de ani. De ce? E un proces de blocare a abilităților înalte? Da, există un proces de blocare. Majoritatea copiilor pleacă la drum cu tendința de a deveni gifted. Marea lor majoritate. Dar această tendință este inhibată în timp de diversi factori. Primul factor care acționează e familia. Familia este cel mai mare distrugător de abilități. Următorul mare, uriaș distrugător de abilități e școala. Să vedem care sunt mecanismele. Iar al treilea e societate. Să vedem de ce un copil nu ajunge, orice copil, să fie gifted. Cum se întâmplă această dramă? Pentru că e o dramă. Dar înainte să vedem de ce, haideți să ne imaginăm o societate de oameni gifted. Vă rog, plasați aceste calități, aceste însușiri, care potențial sunt ale oricărui om, da? Plasați-le într-o societate virtuală. Sau într-o societate antrenată de 40 de ani de gifted education. Faceți un exercițiu mental. Da, e dificilă pentru că realitatea noastră cotidiană nu ne pune într-o astfel de situație. Dar imaginați că vecinul dumneavoastră care face experimente în baie. Experimente, vreau să spun, să explodeze, să iese fum, sau eu știu ce, sunt copii care încerc lucrurile acestea, dar peste mici, pe care noi îi oprim din cauza pericolului, de exemplu, la care se spun pe ei, sau pe celul. Da. Da, trebuie să existe reguli, dar regulile respective trebuie să fie mai umane. Și trebuie țintite pentru copil, pentru om, nu pentru sistem. Să vedem un pic cum funcționează acum, ca să ne dăm seama unde greșim. Da? Și să luăm de jos în sus, nu de sus în jos. Nu le luăm de la familie, să luăm de la societate. Sau să luăm de la școală, care vă e foarte, foarte la îndemână. Care este reacția unui profesor în momentul în care are în clasă un copil care se fâție în bancă, care denotă dezinteres la oră și se uită pe fereastră și nu te mai ascultă în clipa în care tu te străduiești și vorbești, care știi că ești un copil foarte inteligent, că îți dă niște răspunsuri câteodată de rămâi paf, dar e foarte inconstant. Deci nu te poți baza pe el că ți-a 10, că ia 10 numai când vrea el și numai unde vrea el. În rest nu-i pasă de nimic, care sare în cap în clipa în care tu ai dat o notă mai mică decât merita unui coleg și care îți face scandal. Așa. Inadaptați. Nonconformiști, după părerea profesorului. Da. Niște nonconformiști și inadaptați care trebuiesc puși la punct. Pedepsiți, stârbiți. Exmatriculați eventual. E corect? E corect. Care e societatea copiilor când dau de cineva care are un grad de cunoaștere mult superior lor sau unui profesor care dă la un moment dat de un copil care are un grad de cunoaștere mult superior lor? Care pe materia lui
sau ei, a profesoarei, știe mai multe decât și ei profesorul sau profesoara și se apucă să facă pe deșteptul în clasă și să dea lecții corecte. Îi încurajează sau se simt frustrați și îi pun la punct, îi marginalizează? Da, da, bun, e clar. Dar colegii, ce atitudineau? Ce mă, te dai deștept? Faci până bunul? Cum? Tocilarule? Da? Îi umple de porecle, nu? A, așa. Au mulți prieteni copiii ăștia? Câți într-o clasă sunt cu astfel de caracteristici? Cam doi. Unu, doi. E corect. Să știți că asta este în toată lumea. De fapt, real, copiii gifted ajung să fie cam 2% din populație. Adulții gifted, 2% din populație. Și atenție, până unde li se încurajează dezvoltarea inteligenței? Păi până la un punct. Și acest punct e absolut extraordinar. Aproximativ 2-3% din populație, la chineze 6%, e procentul cel mai extraordinar. Deci aproximativ 2-3% din populație au IQ peste 130 și pot fi considerați ca fiind gifted. Din aceștia, cam 2-3% au IQ peste 150 și aceștia pot fi oameni cu capacități bune de leadership. Dintre cei cu IQ peste 150, în general cam 2-3% ajung să aibă un IQ peste 180. Aceștia tind să aibă o cultură foarte vastă și foarte profundă și foarte specializată. Dintre aceștia, cam 2-3% tind să aibă IQ peste 200. La IQ peste 200 sunt oameni care sunt în stare să descopere lucruri care nu sunt deloc evidente, care sunt greu de descoperit, sunt în spatele, sunt legile necunoscute ale Universului. Dintre aceștia, cam 2-3% au IQ peste 220. Aceștia au inteligență integratoare. Sunt în stare să coreleze descoperiri, fapte, cunoaștere, știință, să le pună împreună, să aibă viziune și să înțeleagă cum funcționează sisteme complexe și dinamice. Acum, luați vă rog o populație de 6 miliarde de oameni și puneți 3% ca să fim generoși. Și 3% din ce rămâne. Și 3% din ce rămâne. Și vom vedea că, de fapt, ceea ce rămâne la sfârșit, inteligență realmente capabilă să rezolve problemele care sunt critice, de criză, un număr de câțiva oameni, statistic vorbind. Gifted Education a reușit să schimbe procentajul, iar pe curba Gauss de reprezentare a probabilității existenței unui anumit tip de inteligență, de la inteligențele foarte înalte apar, uite așa, cocoașe. Apar salturi. Cei cu IQ peste un anumit parametru nu sunt cât ar trebui. Sunt de 100 de ori mai mulți. Sau sunt de 1000 de ori mai mulți. De ce? Pentru că Gifted Education a reușit să creeze un loc de hrănire adecvat. Școli de Gifted Education și programele de Gifted Education au hrănit inteligențele acestea care au avut posibilitatea să se dezvolte. Cei care în mod normal se dezvoltau sau erau hrăniți foarte bine în niște familii extraordinare sau într-un mediu social uluitor sau aveau atâta forță interioară încât nu era posibil să fie opriți de nimeni. Există ambele categorii. Să vă dau un exemplu. Euler, Princeps Mathematicorum, a fost un copil născut într-un stătuc german, cred că
în Bavaria, pe vremea în care statele germane erau numeroase ca frunzele în copac, când puteai să arunci cu piatra peste un regat și nimereai în regatul celălalt, nu în cel vecin, înainte de unirea Germaniei, și în care prusacii încercau să cucerească toată Germania, să o unifice. La un moment dat, prusacii au intrat și peste statul lor, stat, sat, ce-o fi fost. Mama lui l-a luat pe copilul Euler, s-a dus în pădure și s-a ascuns sub frunze, sub frunzele copacilor. Iar un soldat prusac a trecut pe acolo în parte de filare și a călcat copilul pe cap, provocându-i un traumatism cranian îngrozitor. Maica sa l-a lins pe cap, cum își linge cățeaua puii, ca să-i vindece rana, după care a fugit în Franța. Euler, din cauza acelei spărturi a capului, a orbit în faza finală a vieții. A avut 8 copii și a scris 8 volume mari de matematică. El a fost un om pe care nu l-a favorizat mediul. A crescut din forța lui interioară uluitoare. Dar, dacă luăm, de pildă, pe linia ascendentă, mari muzicieni, vom descoperi lucruri uluitoare. Vom descoperi, de exemplu, că Menuhin a fost elevul lui Enescu, că Enescu a fost elevul lui Bartok, că Bartok a fost elevul lui Beethoven, că Beethoven a fost elev și mai departe. E o filiație de la maestru la discipol. A avut un mediu de hrănire extraordinar. Asta s-a petrecut numai la artiști, s-a petrecut și la oameni de știință. Marele maestru care a reușit să creeze discipoli care l-au egalat și l-au întrecut. Mediul de hrănire contează. Acesta este cel care înmulțește cu 1000 cazurile statistice, astfel încât noi vom avea, sperăm că vom avea, ne rugăm la Dumnezeu să avem suficient de mulți oameni, suficient de capabili ca să poată rezolva problemele și crizele în care hedonismul nostru actual a aruncat pământul, planeta. Și revin de unde am plecat. Raportul de la Paris ne mai dă un secol până la viitoarea glaciațiune. Deci nu că peste 100 de ani, ci în următoarea 100 de ani. Studiile climatice care se fac în această perioadă arată că nivelul de dioxid de carbon în aer, în atmosferă, în acest moment este de 2 ori mai mare decât a fost în ultimii 50 de milioane de ani. Și că va crește la 50 de ori mai mare decât a fost în ultimii 50 de milioane de ani în următorii 50 de ani. Ceea ce ne pune în situația unei catastrofe globale. Mor 20 de specii de ani de vietăți pe planetă pe zi. Asta este rata de extinție a speciilor. Noi trăim în momentul actual într-o situație mai, care n-a fost niciodată în istorie. Noi nu avem experiență în astfel de situații atât de teribile, atât de incredibile, atât de șocante, atât de ultimative.